duc în campanie cu băieții care i-am ca și campanie electorală în tot județul. Dar sigur vorbind că de mai băieții pe care aveți în campanie, da? Trecem la cadouri. Noi nu prea facem cadouri. Dăm o umbrelă, nu știu dacă se consideră asta un cadou. O umbrelă, un majoritatea țărilor o fac, deci astea nu sunt cadouri. Dar vorbim niciodată de bani. Ați nu sunt oameni care ar vrea... că s-a primit 500 de mii de lei vechi, în vechea, virgulă, campanie electorală, de la un candidat. Direct, a venit în biserică și le-a dat în mână. Nu o să-i dau numele acum, că nu vreau să mă trezesc în proces. Am auzit cap. Că acest băiat 50 de, care... de lei dădea în mână la cei care l-au ales. Și a ajuns... Oare să spun, a ajuns europarlamentar. Am auzit că acest băiat care mi l-ați căutat prin caiet, domnul Dolha, am auzit că dă la niște țigani, la romi, să nu spunem, ca să se simplă. Mă rog, unii chiar la, își spun așa, deci da, nu se la romi, dă la romi niște Gipsy. Cadouri, niște cadouri constând nu știu în ce, dar în valoare de vreo 2 milioane. Dar și ce, doamne, le dă aur? Nu știu ce le dă acolo. Am auzit, veneau așa. Romi care... îmi sunt apropiați și ziceau, domn primarul. Dumnezeu, de când ne dați? Și eu le-am zis, nu, le-am zis, luați cadourile, lăsați și votați cu... Ca să-și facă imagine, probabil, omul e disperat, nu o să ia nici 10% deci, în deci faceți o acuzație gravă, că la Beclean, nu, am domnul auzit, domnul dă cadouri de deci, 2 milioane. Am auzit, aveți dovezi? Deci nu deci, am auzit. Deci acei romi sunt identificabili, apropo? Am auzit, deci repet, am auzit că domnul Dolha face prin anumiți romi face tabele la care să le dea anumite cadouri. Am auzit. În valoare de? În valoare de 2 milioane. Am auzit da, deci 200 de așa lei. Ceva. Noi. Nu am probat, nu știu dacă e într-adevăr... La nivel de bârfă, deci o tratăm și la nivel, exact, la nivel de bârfă. Că dacă era o chestie clară, aduceam cadou și exact, probabil exact, la exact. Dar am auzit că se fac astfel de cadouri. Noi, PSD-ul, nu facem la cadouri. La ce valoare sunt? Adică la nivelul unei umbrele, un pix și... Deci no, atât avem. Brichete sau nu știu. Da, brichete, brelocuri, o pungă, pliantele care le... Bine, pliantele nu sunt cadouri, alea sigur, le aruncă. E mai mult o motivație. O motivație să mergem la oameni, la cetățeni. Nu e o motivație. Vă rugăm, votați pe Mircea Joana. Scrie nu, clar pe pungă. Să avem un motiv, e un fel de scrie intrare, dacă vreți. În vorbă cu cetățeanul și sigur de aici decurge toată discuția deci în jurul candidaților. Asta. Deci cât de mândrizor să spunem vorbă, că o pungă cu brelocuri și pixuri nu, e mită electorală. Deci dacă la noi, la PSD... Dar apropo, aici nu ați venit cu un pix de la PSD să ne lăsați și nouă amintire. Uite, deci vedeți, rău, le dați la tot județul și la presă. Exact. Așa asta de mâine urâți. Asta e o greșeală. Dacă nu, ieșiți la guvernare, chiar vă respectăm nici acum și... nu ne dați. Chiar pixuri, vă respectăm după. Și prin ASTV facem o bună promovare noi a candidatului. Ne bucurăm că la Beclean am ajuns și avem da, am văzut și locală. Să deci știți se vede că se bine. Prinde și chiar la ore bună. Foarte accesibile. Am și să fie mă bucur că se poate vedea și beclenarii mei să spun vă văd așa. Și acum și mă și mâine. Și mă văd și mâine și o să știe cu cine să voteze. Și o să vedeți că o să voteze în proporție de 55-60% o să voteze Mircea Joana. Mă simt obligat să le spun de ce vă văd și azi și mâine. Pe o rețea de cablu, deci pe o firmă, ne văd în timp real, deci acum, iar pe altă rețea ne văd mâine. Adică prin redifuzare. Respect pe cel ce mă respectă. Deci, am rămas cu ideea asta de la dumneavoastră. Deci, categoric. Respect pe cel ce deci, mă respectă. Asta e regula mea. Un slogan de viață. Cine nu mă respectă, știu clar că nu o să-i câștig niciodată respectul și atunci îl voi trata cum mă tratează. Exact cu aceeași monedă. Categoric. Ochi pentru ochi? Deci, nu ochi pentru ochi. Nici chiar atât de dur, dar... Măcar dar la nivelul... Nu o să fac chestiunea aia biblică în care o să întorc celălalt obraz. Pentru cetățean, da, dar pentru omul politic, nu. În politică o să-mi tratez, dacă vreți, colegii politici exact așa cum se tratează. Da? Am văzut oameni care mă respectă, îi respect, indiferent în ce poziție și în ce competiție electorală. Dar atunci când nu sunt respectat, atunci îi voi trata cu aceeași indiferență și cu aceeași tratație. Nu o să mă cobor la nivelul lor niciodată. Dacă încearcă cineva, nu o să mă poată bate nimeni. Sunt destul de voinic, să spun așa. Și am mai învățat și ceva arte în tinerețe, dar mi-am făcut treaba atunci. Și știți bine legile fizicii, că ați terminat facultățile de fizică câteva, și mecanică. Deci și nu mi-e frică nici de acest gen, dar nici să bat eu pe cineva. Domnul Radu St. Giorzan, ați învățat karate sau la Beclean? Nu, la Beclean am învățat. La Beclean. Karate, da? Da, am învățat, da. Foarte, și judo. Deci, și judo. Ce vorbesc. Nu, cazul. N-am chiar centura. Nu, de mult n-am mai practicat.
dar mi-a plăcut sportul. Ce în sport general. Faceți în afară de fotbal? Deci, am auzit că mergeți la fotbal cu deci băieții fotbal, din primărie. Da, fotbal echipa fac, primărie, Beclean, aveți asemenea echipă, da? Fotbalul echipă, fac da? Săptămânal cu mulți prieteni pe terenurile sintetice din oraș. Urmă câte o bere și dar, mici, veselie dar, și vă bere nu, bine. Dar mici cu siguranță, deci, sucuri mai mult. Fără alcool. Da. Da, sucuri mai mult, ca să nu înțeleagă cumva cetățenii altceva. Da, asta, să știi că berea și alcoolul sunt alimente. Dar dumneavoastră nu beți alcool, asta e. Asta e, vreau să subliniez asta. Vreau să subliniez asta. Deci cadouri noi PSD-ul nu dăm, din cauza că nu vrem să fie electoratul, nu vreau să fie influențat prin a-l cumpăra. Vreau să înțeleagă electoratul că îl votăm pe Mircea Geoană pentru a schimba în bine ceva în România. Această instabilitate, această, dacă vreți, ceartă continuă la toate nivelele, această criză economică și mai mult poate să fie temperată sau acutizată și din cauza președintelui. Și simplu, se putea vota premierul Iohannis, aveam guvern, venea acești bani din care aveam mare nevoie și mai mult decât atât, se suferă și mai mult va fi în cadrul economiei naționale, se va simți puternic această instabilitate guvernamentală. Dar cu siguranță mai este, se va resimți euro, cursul euro, mai mult decât atât. O lună în care nu funcționează un guvern, se simte deja la nivelul administrațiilor publice locale, se simte la nivelul fiecărui cetățean, tot mai mulți oameni intră în execuții și în falimente. Din păcate, da. Și aceste lucruri, din bun contribuabil, oamenii devin nu numai... De nevoie devin nevoie. Probabil, da. Sunt într-o criză efectivă, nu numai la nivel de financiar, și atunci, ci și la alte nivele. Dacă vine Mircea Geoană, deci președinte, care va fi rezolvarea pe termen scurt, imediat? Vedeți că România e într-o criză, o criză a fiecărei familii. Oricât de bogat ar fi, cu toții o resimțim această criză. Și speranța ce aceea din se va șapte... Întâmpla? Și speranța aceea din șapte, când se va vedea o schimbare efectivă, atunci seara, acea speranță va aduce în mentalul omului și în psihicul fiecărui cetățean din România, va aduce acea speranță și o altă stare și se va privi toate lucrurile cu un alt optimism. Dacă se va rămâne la fel, să spunem prin absurd, dacă se va rămâne la fel, această teamă care s-a instalat deja la nivelul a mai mult de 51% din cetățenii României, am venit din campania electorală de la St. George, de la Nepos, am fost aici, am văzut ce vorbesc cu oamenii. Zona deci din, de pe Ilvea, din 10 oameni, acum ziceți că s-au... Nu, vreau să, o să vedeți că s-au schimbat lucrurile. Din 10 oameni care, sigur, acum apare un respect, recunoaștem și vreau să fiu cu picioarele pe pământ. Din respect, te vede în roșu, te vede că ești cu Mircea Geoană, te vede că ești a PSD-ului, probabil o parte din ei să spun, nu că te mint neapărat, nu vreau să te supere cetățenii județului. La țară sunt respectoși, da, au asta un e, deci bun în simț. Ardeal, în general, și, mult știi, simț. Nu bunul simț al lui Antonescu, și care nu s-a văzut, nu s-a văzut ce reacții a avut Antonescu și aseară și am văzut și la liderii locali, care nu are nimic comun cu și sloganul, nu, cu bunul simț al lor. Bun simț? Păi nu, ăsta e bun simț că era mai incisiv ca și Băsescu.